Am ajuns în poie. Uite ce groapă pe aici. Hai. A, serios acum? Ce bun e. Da, deci mai am o bucată, nu știu. Poate este un semn sau nu. Și ia uite, dude, stai lac. Dacă am mai trecut pe lângă un copac de dude, am zis că nu m-am mai opresc, dar m-am opresc la asta. Bă, e fain, ea. Ce bun e. Mă fac tot negru. Deja m-am colorat. Da. O să stau aici o bucată și mănânc câteva. Bă, ce bun este. Bă, am mâncat la dude. Ha, ha, ce m-am făcut. Am colorat tot. Da, da, a fost bun. Nu, aș mai mânca câteva, dar nu mai. Ne ajungem. Ha, ha, ha. Și pe buză câteva, m-am colorat alea. Fain. Eu la drum că nu știu cât fac. A fost bune, bune aici. Vorona de la Voronskaya, bă, ia uite ce. Primăria Vorona. Da, toi faci, bă, interesant, e cam centru, uite, centru de informare, centru de vaccinare, ia uite, centru cultural. Și aici, uite, cred că o școală. Liceu, uite, uite, liceu tehnologic Ștefan cel Mare. Și mai scrie ceva? Și sfânt. Băi, interesant, cine are? Cred că e orașul ăsta până la urmă. Nu-i mai sat. Habar n-am. Dar da, ia uite și aici, liceu tehnologic. Asta ce o fi oare? Cred că toți învață pe acolo. S-o fi un cămin ceva, dar nu cred. Mănăstirea Sihăstria Voronei. Și iau aici la dreapta. Te sensuri generatoare pe sensuri generatoare, interesant. Păi dar e multă lume. Mai ales fiind și duminica. Să luăm înainte. Mergem așa leac prin pădure. Mai răcoare așa. Oricum e răcoare afară. Bă, la ce bune au fost dudile alea, bă. Au leacă niște bombardamente pe drumul ăsta. Am chiar așa rău. Leacă mai trist că am de urcat de acum. Și parcă e greu de urcat. Tot cu asfalt. Am cam obosit, ce să zic. Dar multă lume vine din partea aia. Acum nu știu dacă de la mănăstiri sau nu. Mai era un drum mai încolo de mănăstiri. Și nu știu dacă vin de acolo. O ia afla.
Nu știu cât de populară e mănăstirea asta. Ba, nu mai pot. Bă, cred că da, am ajuns la mănăstire, în sfârșit. Dar a fost fain drumul ăsta. Mai multă lume văd că venea din partea din față decât din spate. Abia acum văd o mașină din spate. E interesantă. Nu cred că e multă lume. Sau poate că ai. Uite, au și autobuz acele. Zăm că e destul de popular mănăstirea asta. Fac așa un tur și după aia intru. Știam mai exact unde să intră. Am văzut ceva, da. Aici cred că e doar o biserică, a? E ceva lume pe aici. Dar e liniște, așa fain. Interesant. Sunt două biserici, văd că sunt două mănăstiri pe aici, într-una. Cum o ajunge ceva genul ăsta. Da, ca în liniște. Nu știu, n-am văzut să fie avut muzeu sau ceva. Au foliată. Cam partea aia, dar cred că era ceva de cumpărat. Cum se mai vând, la mănăstiri și biserici. Da. Am să iau, deci pe partea asta am venit. Parcă era închis în biserica aia, nici m-am uitat. Și partea asta, la altă, am să ies. E interesant, cred că să ținem un botez aici. A, e destul de fain. Venit, oricum. Asta înseamnă că trebuie să mă duc la aia, la altă. Am să văd cum am să reușesc. Stai, lax, mă. Dacă... Eu m-am pornit undeva pe la 9 și acum e 11:27. Bă, într-un timp destul de bun. Și vreo cred că vreo 45 de kilometri sau 40 undeva pe aici. A, că nu, n-am 90 de kilometri. Azi undeva pe la 80 ceva genul. Da. E cam așa. Vreo 40 de kilometri. Bă, și drumul a fost fain. E chiar fain. Bun. Hai cu eu de acum la întoarcere. O iau așa cumva spre deal
mai am un fel de cerc. Și după aia spre casă. Fain la mănăstire. E acum să o iau pe drumul ăsta. Băi, nu prea e semnal aici și nu mai știam traseul. Dacă am cât de cât, sper că am luat-o bine pe drumul ăsta, știu că trebuia să mă duc cumva alea cu colegi și să iau SF-uri și prin pădure iară. Sper că e asta. Nu e mare abatere oricum. Și de acum înainte mult nu mai este. Cred, nu mai știu. A, de fapt, mai este ceva, zic eu, da, mai ajung iar pe la un stejar, lui Ștefan cel Mare, bă, am uitat, a, nu știu exact ce e acolo, voi vedea că noi ajunge, sau poate trec și pe lângă el și nu-mi dau seama, părea așa, pe harta arata ca un turn ceva, da, așa, voi vedea, aici oricum nu e asfaltat nimic, ai mai pus eu, nu cred că circulă mașinile, sau dacă circulă, circulă mai rar. Momentan, uai, ai, ai, nu-i nimic. Măcar nu-i plin drumul de pietre, ca să pedalez greu. Momentan merge. Și tot așa am mai mers odată la o mănăstire. Tot cu bicicleta era. Era, făceam clip pe, pe celălalt canal. Și nu știam de mănăstirea aia. Am mers așa prin munți pe acolo, iată. Și am dat pe hartă, bă, o mănăstire. Și m-am dus la mănăstire. Așa să văd ce conține. O luam măicuțului la masă. Am mâncat atunci ala așa de bine, băi, mi-au prins mâncarea aia, fai! Că dacă nu mâncam, cred că rămâneam pe jumate de drum, nu mai puteam parcurge. Și au prins foarte bine, am mâncat chiar bine acolo. Și tot așa prin pădure, era fain. Era faină pădurea aia, poate mai merg o dată. Era interesant. Era așa o liniște în pădurea aia, nu știu cum. Ce-i aici? Să fie ajuns acolo. Ia zidem. Ia uite, e pe acolo ceva. Hai că mă duc până acolo să văd ce e. Și după aia ai lua-o pe drumul care îmi trebuie mie. Nu e interesant o casă pe aici. Sper că nu dau câini după mine, chiar nu am chef de câini. A, nu, cred că mai mă duc. O, care rost. Sunt oameni mănâncă pe acolo. Pădure. Da. Bă, trebuie să prind o blugi ăștia cumva, că mai agață în casetă. Ia uite, vine o mașină pe aici. Și o mai trezesc câteodată cu blugi agățat sau rămân și fără blugi. Vine pe aici? Vine pe aici. Tractoare, combine, de tot. Da, că s-a oprit acolo. Ai bun. Băi, dar ce fain e prin pădure. O, ce răcoare încă. Fain. Hai să mergem și până acolo. Mi-așa, iată. Aici e un șans ceva. Când e plouat, olea, când mai e greu pe aici, dacă e șans. Poate e apă, da, nu e problemă. E interesant s-a făcut aici. Așa s-au pus niște bănci. Poate e găsă o mică istorie despre el, că nu știu nimic de cum se cheamă. Și internetul aici nu este deloc. Ia-l. Destul de mare. Bă, da, chiar e mare, are o,
o tulpină, fai. S-o mai rup din el, vă, când mai e. Mai sunt niște creți așa, mai uscate. Cine știe câți ani are asta? Trebuie să aibă minim 100, dacă nu. Abar n-am. Iată, crețile alea sunt cam uscate. E posibil să rupă. Sau nu. Depinde. Câteodată sunt niște creci uscate care stau mult și bine. Și se rup alea care sunt bune. Bă, dar e fain, nu? E fain că s-a păstrat. Aveam și noi un copac mai mare. Așa, mai un bătrân. Bă, am dat ceva internet, dar n-am putut găsi nimic despre copacul ăsta. Oi mai căuta și poate introduc ceva prin clip, dar cam pustiu, nu prea informații. E nașpa. Cred că am să mă opresc eu alea ca aici și mănânc. Că m-am luat alea cu setea, alea cu foamea. Și da, mai ales că e banc, frumos, pe Chile, ai loc, totul fain. Am să mă opresc alea ca Chile. Am o plășintă, bă! Bă, fain locul, dar cam multe gâze. Hai ce-ți faci? Că sunt prea multe insecte aici. A, nu pot zic că exagerez, dar mai vine așa câte una. De fapt, e foarte răcoare aici. Mai ales așa spre apus. O să fie soarele cam pe acolo. Atunci o să fie soare pe aici. Da, depinde. Acum e destul de bine, acoperit de copaci. E fain, poate leac de vânt. Ia uite acum. Și trebuie să o iau prin drum la stânga. Sper că nu e ăla, că e de rău. A, nu e ăla, nu e ăla, e perfect. Mai am până la stânga. Mai am mult și bine. Deci de acum ies din pădure. Am o bucată de câmp și înapoi spre drumul principal. E bun. Iar mă văd în... Mai bate soarele în obiectiv și... Mă văd cum se cheam culoarea aia. Mov, așa. Băi, nici culorile nu le știu. Da. Să o luăm înainte. Bate vântul de acum.
Am intrat în câmpie. Păi, faină. Ia uite ce le-am. O leac de răsărită. Bă, ce val de căldură odată acum. Bă, era faină pădure, răcoare, frumos. Bă, hai că nu erau nici aici. Bate vântul tare. Asta pot să zic că a început să bate vântul și după cum se vede în partea aia e ceva nori. Bă, sper că nu mă aprinde o ploaie, că azi nu s-ar arăta că plouă. Da, voi afla, sper să nu. Văd tot dacă blugi de casetă. Asta ne-n față. Da, o evident, poate poate e totul bun și nu prin ploaie ajung spre casă. Mai nu pot zic că am cine știe ce tare mult, dar totuși mai este. Din clip cam nu prea tare mult, dar după aia am ce pedala spre casă, că da, e înapoi același traseu. Măcar e bun traseu, e destul drept, cât de cât asfaltat unele părți, dar merge destul fain. Așa că n-am probleme. Dar e fain afară oricum. Azi chiar e vreme foarte bună. E chiar de plimbat. Aici fain să vede pădurea în spatele meu. Haha. Am aleacșat șung la drumul principal. Al cupa cu dude. Dar nu prea văd că scoate astea. Și ajung la drumul principal. Ia uite la aia. Ia așa înainte. Ah, mult mai bine. Ia și casă faină. Din aia părăsit acolo. Stul de vechi. Da, e fain pe aici. Chiar e fain. Bun, pur ce-i. Bă, drumul e cam aglomerat, pot să zic. Dar ia uite aici. Bă, al castel. Și o casă mai mică lângă. Mai interesant. Eu și casele. Am mai tare am plăcat la... Oh, ia uite aici. Fain era aia. Și am terminat cu Vorona de acum. O iau tot înainte, bă, e aglomerat drumul ăsta, n-am ce zice. Dar momentan e destul de bine. Nu pot zic că e tare periculos. Mai am ceva drum din asta și pe aia trebuie să o iau spre stânga. O vedea mai exact unde. E ora, cred că e ora 12 undeva pe aici. Parcă aș vrea să mă duc la mănăstirea aia la altă, dar nu știu. N-am nici făcut traseu, trebuie să mă opresc o grămadă să fac traseu, să văd pe unde să o iau. Consumă o grămadă de timp așa. Așa că anulez, cred că da, e 100 și ceva de kilometri, cred că 110-120. Da, nu sunt sigur cât de mult pot să-l fac. Momentan e destul de bun. Da, îți dai seama, cred că ajung la 5-6 acasă. Deci e posibil să anulez, să iau traseul care l-am, ăsta de 80. Să merg tot înainte. Așa că da. Apar cam nori în partea asta. Apar cam mulți nori.
nu știu dacă prin zona asta o să ploaie sau nu. Posibil să nu. Ar fi fain, dar n-ai de unde să știi. E departe de la mine până aici. Deci am să continui doar cu traseul care l-am. În caz că mă prinde o ploaie, atâta mai trebuie. Uite viteza mea ala. Hai fain. De aici văd că cam nimeni cu bicicleta. E total pustiu. Numai eu us. N-ai problemă. Îndată ies spre stânga și văd că ajung în alt sat. Nu știu cum se cheamă, să trebuie să mă uit că... De aici nu prea mai știu.